Bună tuturor! Eu sunt Andrada și astăzi vom vorbi despre ritualul de bază de seară. Vreau să vă reamintesc că aceste videouri nu au caracter medical de diagnosticare sau tratare, ci sunt pur informative. Bun, o să vorbim acum despre un ritual de bază. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că conține doar produsele absolut necesare. Deci nu vorbim aici și despre produse care poate ar fi benefice, dar nu sunt strict necesare într-o rutină de îngrijire a pielii. În rutina de seară, la fel ca și în cea de dimineață, vom avea tot 3 pași. Doar că ei sunt un pic diferiți decât cei de dimineață, pentru că și scopul este un pic altul. Dimineața avem scopul de protejare foarte mult a pielii, iar seara avem cumva de curățare și recuperare, să zicem. Bun, să începem. Primul pas este demacherea. Acum îl pun separat de curățarea feței, pentru că el are un scop complet diferit și pentru că cumva produsul pe care noi îl folosim pentru curățare, mai ales dimineața, nu este destul de puternic pentru a da jos o cremă de protecție solară sau un machiaj. Mai ales dacă e un machiaj intens, cu siguranță nu este suficient. Acum o să vă spun care e metoda preferată de mine pentru demachiere, pentru că din tot ce am încercat, văzut, citit și așa mai departe, este cea mai eficientă. Adică și durează cel mai puțin, dar este și cea care curăță cu adevărat tenul, nu rămâne nimic după, nu ne trezim că, de fapt, mai avea machiaj pe față, am observat asta pe pernă mai târziu. Această metodă conține o soluție de curățare pe bază de ulei sau balsam. Aș vrea să nu vă speriați când auziți cuvântul ulei, nu înseamnă că nu e potrivit pentru un ten gras. Este o metodă perfect ok pentru toate tipurile de ten, pentru că această soluție nu rămâne pe față. Are ca scop înmuierea machiajului, dar nu o să rămână pe față. Cum se folosește? Vom lua un pic de ulei de curățare sau balsam de curățare, depinde ce preferăm. Balsamul se va transforma la rândul lui în ceva gen ulei. Îl punem în mână, putem să-l masăm un pic și în mână. Unele sunt activate de apă, altele nu. Îl masăm pe față. Vom observa că se topește machiajul efectiv și îl vom masa inclusiv la ochi și între gene. Ar trebui să avem ochii închiși, preferabil pentru partea asta, ca să nu ne intre în ochi. După ce am masat foarte fin, nu apăsăm, nu tragem fața, este foarte important. După ce am făcut acest lucru, clătim fie doar cu apă, fie cu un produs gen acesta. Asta e o cârpiță de microfibră. Asta cred că este de la Miniso. Dar originalul se numește The Makeup Eraser și se găsește în Sephora. Se găsește și pachetele cu mai multe. Mai există unul care se numește Face Halo, cred, care e rotund și care tot așa, e același lucru, e microfibră, dar una foarte fină. Că nu e la fel ca aia care curățăm prin casă, de exemplu. E un pic diferită. Aceasta se umezește foarte, foarte bine cu apă. Poate să fie inclusiv să aibă apă multă pe ea, e perfect ok. După care, fie ștergem foarte fin machiajul de pe față, dacă vrem și tenul. Iar dacă avem machiaj la ochi, care de cele mai multe ori acolo apar probleme, pentru că machiajele waterproof sunt la eyeliner, la mascara și așa mai departe. Luăm această cârpiță și clipim efectiv pe ea. Probabil are foarte ciudat făcând asta, dar are sens. Clipim pur și simplu pe ea. După ce am clipit de mai multe ori, o să vedem că se face tot negru. Doar ștergem foarte, foarte fin. O să vedeți că curăță de 10 ori mai bine decât orice cotonetă cu demacheant pe ea. Este o metodă foarte, foarte bună. Dacă nu purtăm mascara sau nu avem machiaj la ochi, dar avem doar crema de protecție solară pe față sau am avut niște fond de ten și un ruj, putem să nu o folosim absolut deloc, putem pur și simplu să clătim cu apă. Asta doar ne ușurează munca.
De ce sunt eu cumva, nu, potriva sună exagerat poate, dar de ce nu recomand neapărat apa micelară, apa bifazică sau șervețelele demachiante, cea mai rea posibilitate? Pentru că, în afară de faptul că ele nu curăță întotdeauna tot, fiind și pe o cotonetă mică, cumva noi nu atingem tot timpul toate locurile. În al doilea rând, trebuie frecată fața pentru ca ele să funcționeze, ceea ce e destul de dăunător pentru ten. Iar în al treilea rând, ele lasă pe față ca un fel de strat. Să zicem strat care e format din substanțele, evident, pe care le conține, dar care sunt ca un fel de detergent. Mă rog, sună foarte dur cuvântul detergent. Evident că ele sunt făcute pentru față, pentru, și pentru ten sensibil și așa mai departe. Dar ele nu sunt neapărat bune pentru a rămâne pe față după aia. Și știu că majoritatea persoanelor care le folosesc, le folosesc de sine stătătoare. Acum nu se întâmplă nimic dacă ne-am demachiat odată cu apă micelară, în niciun caz, dar în timp, dacă doar asta folosim și mai ales dacă o lăsăm pe față după aia, la un moment dat nu poate să devină mai deshidratat, mai iritat și nu ne dorim asta. De aceea, metoda pe care o recomand eu este cea pe bază de ulei sau balsam de curățare. Bun. Al doilea pas este curățarea efectivă a feței. Deci noi am dat machiajul jos și acum curățăm fața de ce a mai rămas. Dacă am folosit această cârpiță, s-ar putea să nu fie nevoie să facem asta. S-ar putea să nu fie nevoie să și curățăm cu altceva. Dar ideal ar fi de obicei să folosim și, și produsul de curățare pe care îl folosim și dimineața. Deci o soluție foarte delicată, ne spălăm cu ea pe față, așa ne asigurăm că n-a rămas niciun pic de ulei, niciun pic de balsam. Absolut totul a fost curățat, iar ea este îndeajuns de fină încât să nu ne usuce tenul. Da? Dacă deja am dat cu cârpița, e posibil să nu mai simțim nevoia, pentru că cârpița aia, într-adevăr, ia absolut tot ce se poate. Nu sunt foarte multe lucruri de zis în plus față de ce am zis în videoul pentru rutina de dimineață la această soluție. Recomandările sunt aceleași. Dacă nu ați văzut video-ul, vă recomand să vă uitați și la el. Poate vedeți mai multe detalii care să vă intereseze. Al treilea pas, ultimul, este hidratarea feței. La fel ca și dimineața și seara avem nevoie să hidratăm fața. Da, inclusiv dacă avem tenul gras. Doar că diferența va fi de consistența a produsului. Adică dacă avem tenul uscat va fi mai emolientă, dacă nu va fi mai mult spre o loțiune. Dar aș vrea să nu mergeți către serurile și gelurile despre care vorbeam pentru dimineață. Acelea nu sunt potrivite de sine stătătoare. După cum ziceam atunci, ele trebuie sigilate în ten. Așa că cel mai bine ar fi să folosim o cremă. Dar ea poate să fie foarte ușoară ca și textură. Pentru că e singurul pas pe care îl folosim după curățare, fiind, din nou, o rutină de bază, atunci ea poate să aibă și niște ingrediente de tratare. Poate să fie strict de hidratare, cum e acidul hialuronic, glicerina, peptidele, ceramidele, că inclusiv acelea sunt ajută la hidratare, dar poate să fie și antioxidanți, vitamina B3, care este foarte benefică, și inclusiv un precursor al vitaminei A, pe care o găsim cu numele de retinol în lista de ingrediente. Așa că putem să alegem și acest lucru. Evident că ele nu o să aibă un efect foarte, foarte mare, dar s-ar putea să ajute un pic, mai ales vitamina B3. Acolo chiar putem să observăm vizibil luminozitatea tenului, poate ne ajută un pic și dacă avem o tendință acneică, evident, într-o limită, dar un pic de ajutor tot este acolo. Cam asta ar fi. Ăștia sunt cei trei pași, deci foarte, foarte simplu. Scopul rutinei de seară este de curățare și protejare, de a menține statusul pielii din acest moment și de a o ajuta să rămână ceea ce e
ea în mod normal, adică o barieră între interiorul nostru și exteriorul nostru, da? E o barieră de protecție. Bun, sper că v-a ajutat foarte mult video-ul ăsta și ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, dați un subscribe și ne mai auzim. Să fiți blânzi cu voi și vă și cu ceilalți și să rămâneți curioși. Pa, pa!